Cupa României de box feminin organizată în premieră la Râmnicu Sărat s-a încheiat ieri cu finalele pe categorii. Dat fiind numărul mare de tineri participanți la competiție, antrenorii Clubului Sportiv Municipal vor organiza mâine o selecție din rândul acestora. Astfel, băieții și fetele cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani care vor să urce în ring sunt așteptați la sala de sport Vasile Ștefan. Sâmbătă, începând cu ora 9 și duminică cu ora 9, deci toți copiii, mă refer la băieți și fete care au vârste cuprinse între 13 și 16 ani, sunt invitați. Cine dorește să facă acest sport, care este atât de frumos pentru ambele sexe, deci sunt acceptați cu mare plăcere. Tinerii selectați vor fi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Sărat, unde vor începe antrenamentele în vederea pregătirii pentru competiții. Vor fi legitimați, evident participăm la competiții, și multe voințe, ambiții și ne așteptăm cu drag. Antrenorii își doresc să găsească în orașul natal al pugilistei Steluța Duță noi talente care să urce pe culmile succesului, așa cum a făcut-o cea care este multiplă campioană europeană și vicecampioană mondială.